Duminică se va alege noua conducere a Asociației Județene de Fotbal Alba pentru următorii 4 ani. Sorin Corpodean, Augustin Damian și Iulian Nichimiș sunt candidații pentru funcția de președinte. Cei 3 candidați au fost invitați în cadrul emisiunii Alba în direct. Au răspuns prezent doar Sorin Corpodean, actualul președinte, și vicepreședintele Augustin Damian. Dezbaterea a fost extrem de interesantă și, la un moment dat, întrebat de un telespectator care vor fi primele 3 lucruri pe care le va face dacă va câștiga șefia AJF Alba, Augustin Damian a dat un răspuns pe cât de surprinzător, pe atât de sincer. Pentru domnul Damian aș vrea să-l întreb, luni, în cazul care va ieși președinte, care vor fi primele 3 lucruri pe care le va face? În primul rând, mă voi bucura pentru alegerile de duminică. În al doilea rând, voi schimba secretarul general al Asociației Județene de Fotbal. Și încă la al treilea rând, lucru chiar nu m-am gândit. Replica președintelui Asociației Județene de Fotbal Alba, Sorin Corpodean, a venit instantaneu. Eu fac o mențiune astăzi ca un semn de solidaritate. Angajații secretariatului AJF Alba au semnat o hârtie prin care își anunță retragerea din activitatea fotbalistică sau de la nivelul secretariatului AJF Alba în cazul în care nu voi ieși președinte, așa că nu trebuie să-i dea nimeni afară. Nici pe secretarul general, nici pe Alex Vodă, nici pe Mihai Țâră, nici pe Ilie Ion, nici pe Cosmin Nistor. Ei și-au exprimat dorința sau au pus-o în scris ca un document oficial prezentat și în ședința de birou executiv de astăzi. Sorin Corpodean conduce destinele Asociației Județene de Fotbal Alba de 15 ani.